Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristian Marin, Curaj TV și avem la cadru pe doamna Dana Oncioiu, beneficiara, dacă putem spune așa, acestei manifestări pe care tocmai ați urmărit-o. Doamne ferește, nimeni nu-și dorește să fie așa beneficiar. Preferam ca doamna să fie sănătoasă și să vină în calitate de spectator și nu de beneficiar direct al acestei manifestări artistice. Stimată doamnă, în primul rând, cum vă simțiți? Bună ziua! Ce să spun? Ca după chimioterapie, nu este ușor deloc, dar în fiecare săptămână mă duc la București la Imomedica și acolo cei de acolo reușesc să mă pună practic pe picioare, să pot să supraviețuiesc, pentru că științele de chimioterapie sunt foarte grele. Niciuna nu seamănă cu cealaltă, după fiecare a intervenit altceva și sper să fac față până la sfârșit, să pot să ajung pe 31 iulie la operație. Cum s-a întâmplat? Cum ați depistat? Ce simptome ați avut? Ați simțit? Pur și simplu, nu, m-am dus la o ecografie, am zis haide să fac o ecografie că n-am mai făcut de mult și acolo s-a descoperit că de fapt aveam o tumoare care după biopsie, practic a fost canceroasă și, ce să vă spun, stadiul 2, cancer hormonal, să sperăm că o să trec bine peste asta. Ce spun doctorii? Doctorii nu spun nimic, doctorii se execută, ce să vă spun eu. Eu sunt foarte optimistă, mă gândesc tot timpul la copiii mei și trebuie să fie bine. Familia, bineînțeles, vă este alături și este cred alături, că... Dar nu este ușor, pentru că eu am un băiețel cu autism de 14 ani și mi-e foarte greu ce știți să vă spun, pentru că eu mergeam cu el la școală, a trebuit să meargă cu altcineva, s-a descurcat grozav, dar eu am avut de suferit, în sensul că am simțit că nu-i mai pot fi alături la fel de mult. El cum a resimțit vestea asta? Bănuiesc că i-ați spus. Bineînțeles că a știut în momentul în care soțul meu a trebuit să mă radă în cap, practic, pentru că a început să-mi frice părul, el a plâns în continuu. Iar acum nu spune decât atât, că va crește mamei părul, iar la anul va merge la mare. Da, ce pot să spun? Alte ajutoare în afară de acest spectacol caritabil? V-a mai contactat cineva și a mai oferit cineva sprijin? Am mai avut un spectacol caritabil tot al Asociației Sindrom Down împreună cu Gabi Tima acum o lună. Atunci au sunat 90 de milioane. Oamenii au mai donat în cont, dar v-am spus, cheltuielile sunt enorme. Săptămânal dau între 10 și 20 de milioane numai la București pe tratamentele de la Imunomedica, perfuziile care le fac acolo, plus tratamente, suplimente pe care le au câte 15 ani pe zi, dar sunt convinsă că fără ele nu aș fi rezistat. Firme, ceva, oameni de afaceri s-au implicat, adică să vină dintr-o dată bani mai mult? Sau... O singură fundație mi-a donat 50 de milioane, nu mai știu exact cum se numește. Da. Doamnă, vă mulțumesc, nu vreau să vă obosesc și să dea Dumnezeu să auzim numai de bine. Mulțumesc, să ne auzim când o să fie bine, da. Să ne auzim oricând ușa emisiunii mele, Reporter Cetățean, care se difuzează în fiecare vineri la Radio Enigma România, vă va fi deschisă. Dacă vreți, eu am spus și ascultătorilor, am pus un bolovan imaginar în ușă și nu trebuie decât să apăreți în cadrul ușii și să spuneți vreau să vorbesc. Și vocea vă va fi auzită. Sărut mâna și curaj, sănătate. Totul va fi bine. Suntem aici pentru dumneavoastră.